Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu cred. Vin buletinele alea sataniste. Eu nu mai cărțile cred. De păi, identitate, puțin. Da, fiți atenți. Eu mi-am făcut și toate, cum se cheamă? Nu știu. Astea, COVID. Vaccinurile da. COVID. Mi-am făcut și de la antigripal, mai trebuie da. Și alt chip. Nu mă stai, da, cum să nu? Păi, dar la chipul nu se termină niciodată. Fiecare chip cu gradul ei de gradul său de satanizare. Ia zi. Deci, ministrul de interne a anunțat că noile buletine electronice, alea cu chip, vor începe să fie eliberate la nivel național în a doua jumătate a anului viitor, deci în București, iunie, iulie. Și aș vrea să fac un apel la domnul ministru Bode, care dânsul este atât de, poate atât de multe să facă. Să le dea drumul mai repede, dacă ar fi, aș vedea prin aprilie. Că al meu expiră în aprilie, firasă. Deci buletinul meu expiră. Deci ai șanse să-ți dea plastic și iarăși. Dar nu, eu nu mă duc, nu mă duc. Mă închid în casă, nu mai ies nicăieri. Eu... Nu mă duc să-mi iau o paletă de aia de ping-pong niciodată. Eu vreau buletin de la satanist cu chip. Asumă-ți riscul, fii bărbat. Cât e amenda dacă n-ai stai buletinul la tine? Da. Ce ți se poate auzi, dacă ai pașaport și umbli cu pașaportul, e valabil. Eu știu dacă să e valabil, habar n-am. Nu, tu trebuie să ești obligat să ai pașa, buletinul valabil. Actul de identitate. Dar și dacă nu ai buletinul, ce ți se întâmplă? Nu l-am la mine, na. Nu, nu te închide. Nu mă închide? Nu. Bă, de, vă rog, nu dar ideea e că tu crezi, adică eu aștept buletinul ăsta electronic de 2 ani minimum, adică a fost anunțat. Capul iau tot trezi. Așa. Da. Dom'le, în câteva luni e gata. Până n-am mai fost... Nu s-a găsit plastic de la să-l fabrice. Da. După care a scăzut producția de chipuri sataniste. Exact. A fost să-mi plac de ceva. Nici satana asta nu mai e ce era. Uite ce face, nu, da, ideea nu mai e că, serios. În urmă se demodeze și portofelele astea mici. O și să apare? Ajungem cu totul electronic, știi? Și până îl scoatem noi pe ăsta, apare unul care e virtual, ăla e pe telefon și noi o să ne fericiți că l-avem pe ăsta. Îl pui în wallet. Da. Corect. Că așa nu fi normal, după mintea mea, în ziua de azi, să ai totul pe telefon, să nu mai umbli cu portmoneu, cu... talon de înmatriculare cu Paulu și ăla, talonul de mașină. Talonul nu se bă, poate face ceva? E o hărticică. Și te și obligă să-l ai la tine. Dacă îl lași și mașină și, Doamne ferește, spură mașina, papa, asigurare și orice altceva, că se consideră că e vina ta, și atunci te obligă să umbli cu cartea aia după tine. E bine, eu nu umblu. Dar am o copie Xerox. Sunt 5.000 de clujeni care au deja buletin de ăsta mic, cu chip. Bravo. Și dacă e vreunul pe recepție, frați clujeni, știți cât vă apreciem. Vă iubim foarte tare. Dați-ne și nouă un mesaj. Recepționați mai bine Europa FM de când aveți buletinul ăsta. Aveți ceva avantaje, acces la satana mai ușor. Ce se întâmplă? Cum e viața cu buletinul cu chip? Asta intre mai ușor la metro în Cluj. 07 de 8, 3 de 1, 3 de 2. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.